Salut și bine v-am găsit la primul episod de pe acest canal și de asemenea și primul episod din seria de Hearthstone. Mă numesc Paul și acesta va fi un info video slash gameplay Hearthstone video. Nu o să fac mare lucru, o să vă zic două, trei chestii și o să joc aici făcându-mi misiunea. Nu sunt cel mai bun jucător de Hearthstone, gen, nu vă aștepta să fiu rang legend sau ceva de genul. Sunt unul mai puțin mai bun decât mediocru. Și joc doar pentru a-mi face misiunea de două meciuri câștigate cu Paladin și sau Warrior. Și cum nu-mi place Warrior-ul, joc cu Paladinul. Decul ăsta de paladin pe care joc momentan este unul foarte... Vă dați seama cu... uitați-vă doar Silverhand Knight cu Frostwolf, cu Peacekeeper, ce să fac? E un fel de deck combinat între toate cărțile bune care le am eu. Că n-am cărți încât să-mi fac un deck de tip în care să te cari de gen, în care să te cari de la Legend în sus. Nu. Nu e chiar așa. Dar, după cum văd, joc contra un mage. Cred că e match mage, dar doar cred. Sau... nu-mi place asta. Habar n-am ce-ar putea fi. Cred că ar putea fi un Mirror Entity. Aș pune Peacekeeper. Și este Mirror Entity, știam. Deck-ul este foarte gen... Dacă vă întrebați ce conține deck-ul, conține așa. 2 Lord of the Arena, un, cred că un Frostwolf, un Silvermoon Guardian, ce mai are, Spellbreaker, cărți interesante ar fi Ragnaros, că acum a venit, și habar n-am. Nu e un deck de meta sau ceva, e doar un deck din cărți mai groasnice. Sau mai bune în felul lor. Oricum, acum, după cum vedeți, filmez și eu cam pe la 8, să zicem că e 8 acum, chiar dacă e o fără 4 minute. Filmez acum e cam 8 și cam mai spre seară, pe la 10-11, vreau să postez. M-am gândit aici dacă pot să fac cea play, dar nu, nu puteam. Sau puteam pune totuși să-mi dau heal și minion. Dar nimica. Și m-am gândit așa, să postez măcar două episoade pe săptămână, în weekend. Deci în weekend o să fie două episoade din orice. Și ce joc eu, joc așa... Nu prea joc multe chestii, dar sunt, am ceva pe acolo, gen joc, stai să vă zic, joc Counter-Strike, Hearthstone, după cum vedeți, Heroes of the Storm și cam atâta, dar dacă pot și, dar, și dacă vreți, pot să fac un compromis și pot să mă joc și alte jocuri. De exemplu, aș putea juca, nu știu, jocuri indie, care mie personal îmi plac. Sau, nu cred că o să joc Minecraft, dar nu cred că o să mă cobor până la nivelul ăla. Dar, mai mult, dar sunt 80% sigur că va trebui să fac un sacrificiu. Și acum vedeți cât de eficient este acest deck. Dar oricum asta era un fel de imitație
The Freeze Mage. Da, una mai slăbuță. Și mă moară sau nu? Da, cred că sunt mort. Ceva ce m-ar putea ajuta? Nu, dar... Dar să fim pe niște bărbați. Ah. Deci hai să vedem. Da, cred că-l bat. Acum, îmi dau heal. Eu să se focuseze pe minioni și nu să aibă suficient damage să-mi dea în față. Și câștig! Yes! Da, mă! La asta mă așteptam. Sigur, la asta mă așteptam și eu. Sunt curios totuși epică de la Unstable Portal. Murlocu! Murlocii sunt foarte amuzanți. Ce? Asta e hacker. Cum am bătut? Misiunea e să joc... Să câștig două meciuri cu Paladin. Dar hai să vedem dacă pot să fac cealaltă deck. Dacă pot să fac un deck normal, deci... Hai să... Îmi scot... Toate chestiile. Păstrez Ragnaros. Bag Noble Sacrifice. Minibot. Peacekeeper. True Silver Champion. Consecration. Blessing of Knights. Guardian of Kings. Stai, asta e Blessing of Kings? Eu rank e Knights, nu Kings. Haide mă sa. Ok. Și minioni. Dar mai pot ce pune ceva spell-uri, ceva? Nu cred. Sau... Bag un Humility? Hand of Protection? Nu, hai că nu bag Humility. O să pun... Fă, n-am idee. Harv's Golem? BG Age? Orge. Orgeul e foarte bun. Sau ogre. Știu că când eram mic și jucam Warcraft și World of Warcraft, ziceam orge. Deci ăsta nu-i ogre sau ceva, ăsta e orge. Na, hai să mai vedem ce mai putem pune. Nu-l punem pe Patrick. Fă. Ce-am putea pune? Na... Pilot Shredder, că e bun. Un heal, un Azure Drake. Lobaru, că e bun. Yeah, Salty nu pun. Cred că pun două. Ne mai mă gândesc că Ragnar s-am pus. Hai, băgăm un Stealth. Un Fang Creeper mă gândesc. Hai să punem totuși un Frost Wolf și ultima carte, Darkscale Healer. Hai să vedem deck-ul, dacă nu merge, îs fraier. Dar și dacă merge tot fraier, rămân că... Adică, uitați-vă, deci tocmai ați văzut ce fel de deck folosesc eu. Că n-am cărți în sensul de... Am cărți bune cu care hai să-mi fac un deck din ăla de legend cu care să mă scar din rang 19 ce sunt eu cu 3 stele. Așa direct în rang 9, 2 pe acolo. După mine Hearthstone gen 90% noroc, 10% dacă ai cărți bune sau nu. Păstrăm acest orge. Poate unii sunt nervoși și nu le place când zic că acesta este un orge, dar este orge. Deci nu-mi pasă câți sau cine o să zică că asta e ogre, că nu știu ce, nipau, nu știu ce-ți facem. Asta e orge. Și joc contra Agro Hunter. Jocul ăsta câteodată chiar e corect. Yes! Bagaz. Să zicem că ăștia
merg amândoi face, sunt 4, și dacă mai dau asta se activează Death Rattle-ul încă o dată și mai primez damage. Fang Creeper, ok. Punem o... Vreau să distrug corp contra viitoare. Na. Să nu par că sunt foarte suspicios. Că... Ce bune. Ma... Hă, secret. E, oricum va fi... cum se numește? Explosive Trap. Am uitat pentru secundă, era în ce genul... nu știu. Oricum. Băgăm Consecration oricum. Stiu... Freezing! Wow! Va costa 5. Cred că ar fi trebuit să mai aștept mai mult, dar e bine. Și așa. Dar oricum cred că pierd. Poate să pună Glaive Zucker și Hero Power. Și ar fi deja... Ar fi mult. Miele ne se calculez acum. Iai. Și tera viitoare punem... Cred că Drake-ul. Tasum. Ai. Ia pe ca sau zic sau ce are. Da, frumos. Așa îmi place când se întâmplă ceva de genul, adică așa filmezi, liniștit. Și ăla, cel cu care joci împotrivă, îl doare în cot. În cot. Uite că s-a trezit. Hero Power și Glaive Zucker. Nu, n-ar pune Glaive Zucker acum. Ok. Nu știu dacă să-mi bag heal acum. Oh, asta e bun. Acum... Cred că dacă mă bate... Glaive Zucker? 3... Oh, oh, dar nu se pune ca beast. Deci ok. Eu ai deja că se punea ca beast. Ok, hai să presupunem asta. Și atât. Trebuie să-i distrugem oricum minionii. Că... Ce ar putea pune și să mă distrugă în funcție câți minioni are? Habar n-am. 8, 7. O să mă gând... Ok, deci el trebuie să-mi dea cumva încă 4 damage. Și poate să-mi dea 4 damage cu... O... Ua. Da, 8, 3. Și nimeni nu... Poate are cumva 3 de... Oh, poate are un... Unleash the Hounds și... Ah. Da, trebuie să bag heal. Quick shot. Ah, nu mă gândesc. Quick shot, pariez. Și cum ziceam, Hearthstone-ul este 90% joc de noroc. Mai ceva ca la păcănele. Da. Cum a zice... Adică maica ta. Na. Deci ați văzut aici talentul meu și norocul meu la acest joc de cărți pe care îl numim noi Hearthstone. Și nu știu. Mai de mult, așa, bunicii noștri, aia, baștanii cu pălării, cu țigarete în gură, jucau ei acolo poker, Catan, cruce, ce joacă ei? Acolo, pe bani, pariuri, nu știu ce. Noi aici, pe Hearthstone, joci cu cărți, nu știu ce. Faza că acolo îți trebuia și ceva skill. Dar puțin. Aici skill-ul nu contează. Deloc. Ah.
Aș vrea să zic că sunt supărat că n-am putut să-mi fac quest-ul. Dar nu sunt. Oricum, sper că v-a plăcut să vedeți cum se pierde cu grație și nu știu, mă gândesc că o să mai postez măcar weekend o să mai postez un episod. Or, chiar dacă știu că nu o să fie foarte multă lume care să se uite, dar oricum, mulțumesc pentru vizualizare. Dacă puteți, dați-mi subscribe, like sau și share. Dacă vreți să fac anumite chestii, doar lăsați-mi mesaj în comentarii sau și dacă întrebați de pagina de Facebook, momentan nu să vă dau niciun indiciu că, adică nu o să vă zic, pentru că pur și simplu nu vreau. Oricum, mulțumesc încă o dată și o zi bună!